Hei, dragii mei, bine v-am regăsit la un nou episod de FNAF 2. Data trecută, țin minte perfect că am făcut noaptea 5-a, de data aceasta vom face noaptea 6-a. Aici e de precizat o chestie. Noaptea 6-a va fi foarte grea acum pe FNAF 2. Dacă pe FNAF 1 am făcut-o lejer, deci credeți-mă că o făcut lejer pe FNAF 1, dar acum pe FNAF 2 o să fie de 5 ori mai grea. Mă rog, hai să vedem ce o să iasă. Ok. Să vedem ce ne face. Nu am garanția că o să iasă din prima, dar sunt destul de sigur că pot face ceva în privința asta. Salut! Mangle. Aparent, nu trebuie să fim aici. Da, asta e. Da, Fonga a zis că aparent trebuie să fim aici. Nu știu care e faza, dar în fine. Adică a zis cel ceva acolo, dar n-am putut să rețin tot. De fapt, de ce să mint, nu am prea înțeles ce a zis. Am înțeles unele părți, unele n-am putut să le aud prea bine, ce a fost. Ok. Mamă, avem băieții ăștia. E complicată noaptea asta. Ok. Hai că se poate. Dacă o face din prima, suntem buni. Suntem foarte, foarte buni. Ok, flash-ul e la maxim, e perfect. Avem șanse destul de mari. Fiind două noaptea. Olu. Ușor, băieți. Mamă. Vin ăștia, nu glumă. Vin băieții. What? S-a spawnat ăla acolo. Dar nu știu, vin toți odată. Adică știam că noaptea asta e grea, dar nu chiar în halul ăsta. Hai mă, vină cu aia.
Așa. Bă, îmi sare Fox în față. A, dar pare nu aici. Zic că nu sare, zic că nu sare. Ok. Hai că nu mi-a sărit în față. Ok. Ok. Ah. Dar nu ai Foxy pe aici? Ok, m-a lăsat în pace. Pentru moment. A, mă, vină cu aia. Ușor. A, ok. Vreau să nu fie Foxy acolo. Haide, haide, haide. Nu fie Foxy. Aolo, mâncă-l tata, uite de acolo. Mâncă-l tata cum se uită la mine. Hai că e 5 dimineața, se poate. Se poate, se poate. Ok. Ce mai? Bă, nu mi-a sărit tu-i cica. Trebuie să-mi sară tu-i cica acolo. Hai deodată, termină-te noaptea. Noaptea 5, a 6. Termină-te, te rog eu. Mama. Am făcut-o din prima. Bă, din prima am făcut-o. Nu vorbesc serios. Ah, s-a închis? Ce păcat. Mm-hmm. Ah, aparent o să... Pentru data vii, gen următorul restaurant, o să folosească animalele alea wintere. Oh, și aici avem custom night. Ia. Yeah. Mișto. Ia să vedem ce challenge-uri avem pe aici interesante. Golden Freddy. Oh, da, da. Asta să fie un challenge interesant. Fiind 10-20, mi se pare. Da, 10-20. Ok. Da. Păi, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, eu am fost Alex și bănuiesc că ne vom revedea data viitoare, pa, pa!